Bine v-am găsit la o nouă ediție a proiectului de dezvoltare personală sub genericul Clubul de Lumină. Este un uh, proiect inițiat și coordonat de doamna Corina Caltan, scriitoare și terapeut. Bine ați venit și revenit, doamna Corina Caltan, cu o nouă temă de data da. aceasta, coachingul de viață. Vă las pe dumneavoastră să ne explicați, știind ce înseamnă coach și coaching, adică antrenor sau instructor și un fel de training sau instruire, dar vorbind în registrul dezvoltării personale, știu că uh -huh. înseamnă mult mai mult, mult mai sau mult. mult mai multe și vă las pe dumneavoastră să dezvoltați în primul rând de ce ne-ați propus această temă, că nu le alegeți întâmplător, <laughs> și apoi să ne spuneți cum ați gândit dumneavoastră să ne explicați pentru a înțelege mai bine ce este coachingul, coachingul de viață, beneficiile coachingului și ce este un coach, așa cum până la urmă sunteți dumneavoastră. Vă rog. Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur că a revenit. Am ales o temă ca să pregătesc, cum am zis, anul viitor e dedicat iubirii. Foarte multe teme pe această temă. Și am zis, domnule, deci trebuie să pregătim lumea spre această iubire, spre deschidere. Pentru că dacă nu e iubire și iertare, nu merge nimic. Nu merge, pur și simplu. Deci, coach în sport este un antrenor care este acolo cu tine când ai nevoie și este și spune ce să faci. În dezvoltarea personală el este mai mult decât atât. Pentru că, de exemplu, să zicem că e un, un, un student adolescent, vreau să spun, aproape, deci în perioada aia turb tulbure, părinții spun, eu nu mă înțeleg cu el, nu știu ce să fac, el este într-o perioadă tulbure. E clar că nu o să spună părinților prin ce trece, sub nicio formă. Dar un coach poate să se apropie, un coci de dezvoltare personală. Deci ceea ce să vă spun ce însemna în Canada chestia asta, ce înseamnă în America da, trebuie uh, să le reamintim da, celor da. interesați de această temă și de proiectul dumneavoastră de Clubul de Lumină, că v-ați reîntors în România după peste 25, 25, 25 de, de ani, peste, de ani peste, petrecuți da. peste ocean mai precis în Canada da. de meserie contabil, dar acolo ați studiat Am la spus. institute specializate da. de dezvoltare personală astfel încât ați simțit nevoia să ne împărtășiți și bine faceți din Acumulările dumneavoastră. Da, mulțumesc. Deci, da, ce este această școală de coach în realitate, sunt cum să vă spun, sunt psihoterapeuții, da, care tratează mai mult bolile mentale. Deci, restul coach de viață, coach personal, coach sentimental, coach financiar, deci pe toate domeniile, au în, în el integrate foarte multe tehnici, foarte multe... Uh, utile, aș putea să vă spun, foarte multe utile, care te poate duce să rezolvi problema persoanelor care vin. Pentru de că. Prevenție, până a intra într-o anumită patologie, astfel încât să. Doamne, nu, nu mai prevenție, nu rezolvă terapie. o problemă. Rezolvă o problemă, a, pentru că de... un coci de viață rezolvă problema. Deci este când te ai dus a la să un. nu ajungi la blocaje. Da. Deci, pentru că sunt foarte multe. De în România, de exemplu, se obișnuiește când ai o problemă să te duci să-i spui lui colega, lui mama, lui verișoara, lui așa mai departe. Ei sunt un pic mai avansați decât noi și au priceput că asta este foarte rău. Pentru că în clipa în care tu-ți deschizi sufletul față de cineva, este un pericol. Nu numai că poți să te aibă la mână când nu te aștepți, nu numai că poate să dezvolte invidia și dușmânia și ura și așa mai departe, dar nu-ți va da cel mai bun sfat. Sau oricât ne-ar iubi de exemplu, nu poate să de îldea. mamă, de o prietenă, de o Nu poți să să-ți-l dea. Sunt subiectivi exact. și uh, văd prin filtrul lor. exact Chestea Asta nu e bună pentru noi, dar eu percep prin prisma da, lor. Da. Pentru că, de exemplu, un bă băiat, să zicem, cum am zis eu, un adolescent rebel, să duce la mama sau la tata, Ei îi vor da cel mai ușor sfat ca să nu să, răcea, să rănească băiatul calea ca cea mai ușoară, deși e nu, poate nu e cea mai bună soluție. El trebuie să se dea cu capul de perete, să rezolve problema să o înțeleagă ca să meargă mai departe. Deci dacă te duci la o colegă de serviciu sigur nu îți dă cel mai bun. Pentru că poate să intervină invidia, poate să zică de ce asta e mai deșteaptă decât mine, cu unde să crede. Deci creezi în jurul tău o energie negativă pe care nu este cazul să o, să o deschizi. Un coach înseamnă, de exemplu, o, o clientă poate să vină să spună, domnule, eu am o problemă în căznicie cui tu poți să te duci să-i spui că am o problemă în căznicie și că relația mea nu merge? Nimănui. Să și rezolve problema. Deci în cazul meu, de exemplu, dacă intru pe probleme de cuplu și de sentimentale, mă duc până la fund și văd care e problema, unde este problema, unde e rădăcina. Pentru că întotdeauna întâi vine subiectul cu Problema, da? Cu blocajul, cu ceea ce îi se întâmplă și el ajunge la concluzia că ceva nu mai este, dar asta e primul lucru. Recunoaște că ceva nu merge. În clipa în care recunoști că ceva nu merge, ești pregătit să mergi la un coci. Pentru că cine se duce la coci, se duc oamenii care sunt gata să facă schimbări. Sunt gata să accepte că au o problemă, că ceva nu merge în viața lor și doresc, doresc într-adevăr rezolvarea. Un coci este o problemă, nu este o problemă, deci este o rezolvare, dar este pe termen mai lung. Dacă ție ți-a luat o viață să strici uh, lucrurile pe care ți le-a dat Dumnezeu și să le amestezi, să le faci varză, nu poți să-i ceri unui coș să te facă într-o săptămână ca nou și să mergi pe drumul cel drept. Aduceți-vă aminte, eu o, întotdeauna dau exemplu ăsta, îmi vine în cap, de la vierme de mătase până la fluturi există un cocon. Coconul ăla înseamnă că, deci îți trebuie timp să asimilezi informațiile, să înțelegi unde ești, unde te duci, ce vrei de la viață, și deci până să ajungi fluture, Există această transformare în care tu trebuie să accepti că trebuie să te duci la un coci des. Deci, sau la perioada care ați fixat-o... Toți fixat avem nevoie -o. de o metamorfoză. Exact, că trebuie să te duci cu regularitate. Va varianta mai bună. Da, nu este, mă duc la sală în ianuarie și în ianuarie e următorul, nu? Deci te duci la el, trebuie să accepti că trebuie să te ții de exercițiile care ți le dă. De, de... trainingul. Da, bineînțeles, deci sunt lecții acasă, sunt chestii care trebuie să le faci, să accepti, să accepti că tu nu poți să schimbi pe nimeni și schimbarea este în tine și că nu o simți și nici nu o vezi peste noapte. Cu timpul oamenii vor zice, da, s-a schimbat. De ce, ce s-a schimbat? pentru că nimeni nu știe, tu realizezi că nu mai le iei toate personal, că încep lucrurile să meargă deci mai ușor. Deci chiar credeți că o paranteză, dar e important de subliniat, că peste tot auzim așa tot felul de clișe, nimeni nu schimbă pe nimeni sau nimeni nu se schimbă. Deci, deci tu urmă, nu pe da. Tu pe tine te schimbi. Deci vreau să și vă să spun... Că oamenii nu se pot schimba, ba, da. dar se schimbă. Oamenii se schimbă. Deci vreau să vă spun că deci eu am pățit chestia asta, deci am pornit-o de la nimeni, doar că am avut niște experiențe paranormale și moarte aparentă și așa, dar când am decis că ceva nu merge și că trebuie să o schimb, vreau să vă spun că am schimbat o droaie de coci unii erau mai jos, următorii erau mai sus și așa mai departe, de la fiecare luam ce vroiam, dar a durat câțiva ani până când am realizat că eu trebuie să fac niște școli, că eu trebuie să pricep care mi-e drumul, să văd să-mi reglez problemele, să... dar întâi m-am dus la tot ce să prezenta ca meditații, eu știu de grup, întâlniri, tot felul de întâlniri, discuții, tot ce era altfel, deci, participam. Orice experiență va. Orice, ajuta. pentru că îmi, îmi dădea declicuri. Fiecare chestie îmi dădea un declic. Mă, parcă eu. O formă de iluminare, da, așa, da? Se traduce. Da, da, da. Și deci mi-aduc mi aminte. Deci am avut o tipă. Deci era o dură. O dură, pot să spun. Și ea mi-a zis. mi-aduc aminte când m-a văzut, așa. Azi, vai, dă sufletul nostru, zice, dacă o să -și... afle George unde te duc eu, zice, mă bate, de deci ce era vorba de soțul meu. Și ea mi-a zis un lucru, uh, uite, știi că cabinetul de cabinetul era mai departe de casă, ca și eu făceam foarte mult până la cabinetul ei, făceam o oră pe autorută cu 110 km la oră, deci era departe. Dar mă duceam pentru că mi-am mi dat seama că ea putea să mă ducă într-o direcție în care n-aș fi avut curaj. Pentru că era o dură. Și mi-aduc aminte că mi-a zis, zice, m-a rugat să fie toate stopurile pe verde. Toate, da, stopurile pe verde, ca să nu întârzi că mai aveam mai mulți clienți după tine. Și m-am gândit tot drumul, de la la sal, la repantini, la mine, a reușit asta să pună stopurile pe verde, pe cine are asta la Hidrochebec? <laughs> Pentru că deci în mintea mea aia de atunci, nu-mi dădeam seama că poți să lucrezi cu sinele tău superior, că sunt foarte multe lucruri, dar eram atât de departe, încât nici de nu m-am gândit... Să ne susține, da, da. Dacă și Ei, dar să dar, dar vreau să vă spun că m-am ținut. Și mai este un lucru. Foarte mulți spun, mi s-a întâmplat, da, mi s-a întâmplat, aici nu știu, dar și în Canada mi s-a întâmplat, să zic că a, costă mult. Dar să-ți iei haine de firmă, să te duci în vacanță, să ieși la restaurant, să dai bani pe cosmetice, alea nu costă? Dacă pur și simplu să zicem că nu îți permiți, sunt tot felul de cercuri, de grupuri, de nu știu ce, la care poți să participi ca să faci o ridicare profesională, citești foarte mult, că auzi pe internet, tot faci ceva dacă vrei să faci o schimbare, pentru că într-adevăr, dar este o investiție față de tine însuți. Și te gândești așa, oare eu nu merit? Eu așa m-am gândit. Oare eu nu merit? Eu cred că merit. Și după o discuție mai cu da, mai cu nu, mai cu așa, deci până la urmă mi-am impus punctul de vedere, așa să eu merit să fac chestia asta și vreau să o fac. Și am pornit pe drum. Deci drumul n-a fost scurt, de-aia am zis, un coach în clipa în care el îți spune eu de exemplu, eu îți spun clar uh, depinde ce vrei să faci, ai o problemă uh, intimă problemă sexuală, ai o problemă de partener, am avut tot felul de de clienți de toate felurile și de partea căsătoriților și de partea amantei și de partea copiilor nefericiți și la servicii tot felul de minuni și că nu-mi ies afacerile și... deci problema este vrei să faci Ești hotărât să lucrezi, ești hotărât să uh, pornești pe drumul ăsta. Drumul nu este ușor sau depinde. Dacă chiar neapărat ai o problemă scurtă și mă întreb, mai iau la dreapta sau mai iau la stânga. Ok, eu mă gândesc, poate în două ședințe sau chiar pe loc, îți spun ce simt eu și care este sfatul meu. Dar tu, ca să faci o schimbare definitivă îți trebuie timp. Deci asta este un coci. Un coci te poate ajuta, cum am zis, un coci de viață și de dezvoltare personală, ceea ce înseamnă acolo, are diverse utile. Eu am foarte multe, că am făcut foarte multe școli și mi-au plăcut. Și le-am integrat și ce să vă spun, deci găsesc soluția cea mai bună pentru... Cineva care vine. Astăzi, la rândul nostru sunteți? Da, acel, coach, acel Eu trainer sunt, pentru cu că LN. știți ce se întâmplă. Vreau să vă spun, fac o paranteză mică: am fost la Băi. Două săptămâni am fost la Băi, la Eforia Nord, și deci îmi făcea masaj o doamnă care tot ofta și care deci, cânta la radio ăla care era acolo, în sălile alea, toate de terapie. Era o muzică spaniolă, dar foarte de inimă corazon în sus, corazon în jos și nu știu ce și iau ofta și la un moment dat a spus domnule ce mă enervează muzica asta a lăsat-o în pace și după ce m-am îmbrăcat i-am zis doamnă muzica asta e pentru noastră s-a uitat la mine de ce pentru că aveți o problemă și i-am -am făcut o uh, să zicem, o ședință mică, pentru că, așa cum v-am zis, pot să citesc problemele persoanelor și să-i citesc și aura, și i-am spus, a rămas cu gura căscat, Cu gura căscată, și a să nu mă cunoașteți. Nu, nu te cunosc. Deci, ai o problemă, că ți o rezolvi sau nu, e treaba ta. Da? Deci, eu i-am spus și așa fac la toată lumea. Eu îți spun, tu ai o problemă, asta este. Că durează mai mult, că durează mai puțin, că se poate face așa, că se poate face așa. Dar îți dau diagnosticul. Da? Și diagnosticul ăsta faci ce vrei cu el. Da? Dar, deci ăsta este un coci de viață și dezvoltare personală care te poate ajuta. Cum v-am spus, sunt tot felul. Sunt unii specializați în probleme sentimentale, probleme familiale, probleme de copii, probleme. Da, Sunt se tot fel. Ramifică, da, da, se ramifică. Da, se ramifică pentru poate. că te duce pur și simplu, uh, un psihoterapeut te duce și spune cauza. Și aici s-a încheiat subiectul. Acum se merge pe ultra-specializare. Da, dar pe, la urmă trebuie, să trebuie să ajungi trecut. la rădăcină, trebuie să scoți rădăcina, poate vine foarte de departe. Bun, deci uh, beneficiul acestui... Coaching, după mine, este că tu te schimbi foarte mult și vezi lucrurile altfel. Am eu o terapie în Singura persoană pe care o putem schimba suntem doar noi. Da, Do exact. Am o terapie în care, în fine, chipurile te așez cu picioarele agățate, spânzuratul se numește, te așez cu picioarele invers, să vezi situația din alt punct de vedere. E același lucru se întâmplă, se întâmplă după ce stai de vorbă. Sunt tot felul de jocuri, sunt tot felul de chestii pe care le integrezi, dar deci tu trebuie să vezi altfel situația și să ieși și să tragi singur concluzia ce vreau să fac cu viața mea, nu? Deci financiar, cum v-am spus, profesional, în toate domeniile vieții și să spui, domnule, sunt nefericit, sunt, să accepti că ai o problemă. Nu este o rușine. Deci nu este o rușine să ai o problemă. Toată lumea are probleme. Unii le acceptă, unii nu, de, în funcție de ego. Și dacă ego-ul este foarte mare, mai bine moare cu problema, suferă, dar nu recunoaște că o are. Dar de ce să nu fii fericit? ego-ul ăla îl dai la o parte și mai ales că deci te întâlnești tu cu mine și nu știe nimeni mai sunt și prejudecățile, poate nu este ego cât prejudecățile, e rușine ești din dar, nu trebuie, să, dar nu trebuie să știe nimeni că nu scrie nu la cine. ziar dar nu trebuie să scrie la păcate, ziar că tu te duci la un coci. Deci nu trebuie cam să asta spui... Asta e societatea, așa este. Așa da. este, nu, tu nu trebuie să-i spui, domnule, am o problemă, mie merge prost în căsnicie. Cui să-i spun? Lu mama, lu prietena la serviciu, merge prost, ceva nu merge. De ce? La cine poți să te duci? La un coci. Deci ăla nu spune la nimeni, nu scrie la ziar, tu nu trebuie să spui, am plecat la cumpărături, nu trebuie să spui, dar tu rezolvi problema aia. Că o rezolv să rămâi, că o rezolv să nu rămâi, că. Deci depinde, depinde de foarte multe, dar iei viața în mână și te gândești pe ce drum vreau să fiu eu. V-am spus, în toate domeniile de viață și este imposibil să nu găsești o soluție, este imposibil să nu găsești Aceste, când vrei. V-am spus, așa văd eu mentalitatea, cum spuneam mai devreme. Avem această jenă, nu neapărat poate orgoliu, cât jenă, ce cel mai ce mai, De aici și la coach. Cum să vorbesc eu despre chestia asta? Încerc în mintea mea să o rezolv. Cred că aici este esența. Deci una din răului, punct, da, da, una din punct de, de, de din lucrurile de care scapi este de ce zice lumea Exact, avem această energie De în... ce zice lumea și îl percepem pe acel coach Ca și cum ne, ne judecă, judecă sau râde de deci noi Deci în clipa în care uh, Deci chebecoșii au o expresie Je puțin îmi pasă Deci în clipa în care puțin îți pasă Deci ești liber Ca fluturile de care vorbeam Să zbori pentru că în realitate nu este problema lor. Deci când cineva te judecă, e problema lui și nu a ta. Și când realizezi chestia cultură, asta, da. Da, și când realizezi că problema e a lui și nu a ta, da, atunci ești liber, pentru că și dacă mă judecă, what? Da. Puțin îmi pasă. Deci când poți să ajungi la chestia asta, Ești atât de bine cu Aici tine. este mâna în diferență în între mentalitatea occidentală și cea a europei. Dar de să știți că est. ei dau foarte mulți bani pe chestiile astea. Foarte mulți bani. Deci, să spun că de, din 10 colege. Șapte au trecut pe la psihoterapeuți, pe la himnoterapeuți, pe la din zece, și următoarele urmau să se ducă. Deci, toată lumea își dau seama. Și chiar vorbesc deschis, da, am văzut da, că există da, și da, cluburi, cum da, a spus, terapia da, de grup. Da, Dar păi da. la noi se ferește. Deci, știți terapia de aia pe care o vedeți în toate filmele americane, da? Deci, cu alcoolul, alcoolicul anonim, da. da? Deci, el are curaj de să probleme. spună că sunt alcoolic. Și că sunt beat mort, și că mi-am căzut pe drum nu știu unde, și o zic în fața tuturor. Pentru că în clipa în care o zici și liberat. reușești să te exprimi, să recunoști tu, pentru că sunt foarte mulți care nu vor să recunoască. Asta am zis, au o problemă, nu vor să recunoască. Dar în clipa în care tu recunoști că ai o problemă și o recunoști în fața lumii, jumătate e rezolvată. Pentru că spui, Domnule, am o problemă și am nevoie de ajutor. Scurt, în clipa în care tu spui, n-am nicio problemă, dar bei 5 sticle de o vodcă pe zi și de Oricum lumea te judecă, nu să ce la serviciu, ești beat mort în șans, nu e capabil de nimic. De ce te ferești? Așa, ei problema mână, o recunosc. Deci, eu vreau să vă spun că ei au curaj să spună și să își dea seama de problemele pentru că toată lumea, fiecare societate, în funcție de istoria prin care a trecut, are probleme de reglat. Și de aceea eu pun accent aici la Centrul Cultural Pitești pe aceste proiecte de dezvoltare personală, nu doar pe cele culturale educative, sunt foarte bune, dar și cele de dezvoltare personală. Avem nevoie de ele, tocmai Ajute pentru enorm. a ne elibera de această mentalitate păguboasă ce zice lumea. Că poate nu toți acționează în felul acesta din orgoliu. Pur și simplu se tem sau le e frică să e, nu aici să ai să ajungă de râsul lumii. Nu este Și atunci trebuie lumii. să ne eliberăm prin aceste da, da. proiecte de dezvoltare personală. Să veniți cu înțelepciunea celor din vest care au reușit să depășească sau probabil da. nu s-au confruntat cu asemenea prejudecăți. Au depășit-o. Depășit poate le-au avut și ei, da, la rândul lor. Și au depășit-o să și să-și rezolvă mult mai ușor. Să problemele. știți că, deci, în clipa în care au realizat că ei au probleme, uh, și să vă spun cum au ajuns, poate, Chebecoșii. Chebecoșii au fost supuși de. Preoții, din regiunea da, da. eu acum am stat la Moreal, au, au fost supuși de, de preoții ca, catolici să facă foarte mulți copii ca să nu-i invadeze englezii, să-i cucerească și să-i termine și pe ei. Și atunci preotul se ducea din casă în casă și le obliga pe doamne că păcat. așa să facă minim 15 copii. Deci vreau să vă spun că s-au întâmplat multe violențe, multe uh, violuri, multe, multe lucruri râte, până când ele în 1968 au făcut o revoluție, un fel de revoluție de catifea, și în care au întors pe două societate. În clipa în care femeile au decis că vor să fie egalul bărbaților, nu numai că sunt egalul, sunt superioare. Aia este o societate de matriarhat. Deci acolo femeia își alege bărbatul și îl alege din bar, să ce cu la casă după ce îl folosește, nu știe cum îl cheamă. Deci aveam colege și întrebam, deci chiar nu știu cum îl cheamă, nu mă interesează. Ok, bă, dacă te ducei la un fel de dedeman, să numea Renault Depo, da. Da, de la de Depo, ele cumpărau materiale de construcție, ele rezolvau. Bărbații ce fac? Stau cu copii, Stau acasă, stau cu copii, ele se duc în weekend de vânătoare, ele se duc în weekend de pescuit, ele se duc în vacanță de șase. Aveam un vecin în față, m-am întâlnit... Parcă nu este bine așa așa, parcă s-a cam dus echilibrul. S-a dus de tot, dar vreau să, să se vă se spun, este o răzbunare și acum ele A, da, lucrează da. pentru că au realizat că au ajuns foarte departe. Ei, sunt, ei nu mai au voință. Ei sunt niște... După mine, îi crești de, de, de în copilărie, bărbații fără voință, mai ales că nu au voie. Deci, uh, hărțuirea asta, uh, deci, abuzuri, deci, da, da hărțuirea asta, uh, uh, cum să spun, fizică și vorbită. Deci, a ajunsese la apogeu, Sunt cum abuzuri, este da. aici, acum, da? Și atunci, deci. Ei, ele când au întors societatea. A fost o reacție, da, împotriva. Deci, Doamne ferește să se uite un bărbat fix la tine. În 25 de ani nu s-a uitat nimeni fix la mine. Pentru că dacă el se uită, eu pot să-l reclam că mă hărțuiește. E, vreau să vă spun o poveste, fata mea, deci în prima săptămână de Canada, i-a plăcut un băiat și au vorbit la telefon vreo trei luni și la un moment dat, așa m-a scos din sărite, că vorbeau corele și am zis, da, ieșiți mai afară că mă scoateți din sărite. Și ea spune, uite ce zice mama. Și el a zis, da, dacă vrei tu. Și l-a întrebat, de ce n-am ieșit mai devreme? Pentru că nu eu făceam oferta asta noi de bea venisem, n-aveam de unde să știm că nu face un băiat invitația niciodată. Invitația o face femeia. Deci dacă ți s-a pus pata pe un coleg, tu l invizi la cafea, că el nu o să te invite niciodată. Deci, așa de departe s-a ajuns. E, acum ele au realizat că s-a schimbat atât de mult încât au pierdut echilibru și de aia sunt în tot ce înseamnă dezvoltare personală. Pentru că ele au blocaj, ele au probleme, au traume foarte mari. Deci, la rădăcina lor, și ei și ele au traume foarte mari dintr-o societate care a fost contra lor. Abuzivă, practic. și pentru că ei nu mai au Dumnezeu, că s-a răzbunat sau să răzbună pe biserică, au ajuns la soluția acestei dezvoltări personale. Undeva există cineva dar nu e ăla de la biserică care ne ajută în, în, în realitate merg spre aceeași direcție, dar sunt liberi să-și aleagă bună, direcția da. înțelegeți că e budism că este totuși își caută o cale spirituală, da? chiar dacă biserica nu mai exact, este puternică acolo exact. oamenii au ajuns să-și caute calea spirituală exact, și atunci sunt liberi să-și să, să găsească drumul neconstrânși de nimic și de nimeni și de aia vă spun că sunt departe. Americanii, în schimb, sunt foarte credincioși, dar, o și ei, ori. dar și ei cred că lumea poate să dezvolte, că lumea poate să schimbe, că dacă vrei poți orice, că deci există în tine soluție și ei cred în chestia asta. Și cei mai mari, cu unii am făcut și o cursuri, am avut parte, o să, o să în sfârșit... unde există libertate de exprimare și uh, posibilitățile de evoluție spirituală exact, sunt exact. mari. Uh, deci, adică nu uh, sunt în o să, o să, vedeți în cartea pe care o să o public în primăvară, deci am și voiaje uh, și, uh. -o da, aici. da, și voiaje, și experiențe, și întâlniri cu oameni deosebiți. Deci, ei recunosc, ei recunosc tot, americanii, deci, de, dacă îl întrebă un american, deci, el spune că e convins că Dumnezeu există. Deci, nu e că mă îndoiesc, nu se îndoiește niciodată. Deci, în clipa în care există ceva care te poate ajuta să te schimbi, sau la care poți să te rogi să te ajute în situație critică, înseamnă că poți să. Există o cale. Și de-aia am zis, fiecare să duce spre un coach, un dăsta, de... pentru că fiecare are un domeniu și tu, dacă nu ai nevoie, nu ai de cineva. De exemplu, cineva a zis, a sunt foarte grași pentru că au răbufnit. Da? și-au răb răbufnit toate furile, toate durerile, toate problemele în mâncare. Ei își trebuie să-și regleze suport. Ei da. trebuie să regleze da. problema și deci numai cu un uh, terapeut, uh, de deci sunt tot felul de uh, terapeuți de toate domeniile care poate să-i ajute, dar dacă vor. Ne întoarcem la același dacă vor. Dacă nu vrei întotdeauna este o scuză și s-a terminat problem. Deci uh, după mine, un coci este foarte important, te ajută și mai ales că poți să spui pui secrete. Deci în clipa în care tu poți să-i spui o secrete... Și nu neapărat, pentru că te duci acolo, vreau să vă spun, cu adolescenții sau cu bărbații e foarte dificil. Vine și rămâne pe scaun și nu scoate o vorbă. Și atunci, ușor, ușor, cu întrebări, ajunge acolo unde trebuie ca să primești un răspuns sau îi dau o sugestie și ușor, ușor să deschid. Bărbații sunt dificili și adolescenți. Care este diferența între un uh, psiholog sau psihoterapeut, cum spuneați mai devreme, și un coach de dezvoltare personală? Uh, uh, deci, eu, eu am descoperit chestia asta. La un psihoterapeut te duci, el te ascultă și nu neapărat îți dă soluții. La el se fac anumite declicuri, dar nu știu de ce, eu am avut mai mulți clienți care au venit după ce au făcut un an la psihoterapeuți, uh, ori rușinea, ori n-a reușit să-i pună întrebările, să se ducă până acolo. Deci. Poate a luat mult bă, deci, prin prisma aceea ști, Știți, e povestea aia pe pe cu când... să povestești, da. ea povestește, cam așa arată, povestește-mi ziua de azi. Păi poate ziua ta nu s-a întâmplat nimic. Tu te duci să dai 100 și ceva de dolari, 110, 120, să-i povestesc că astăzi ai avut o zi liniștită. Și azi m-am la serviciu și afară e să ieșit soarele și el ce ne vedem după o oră, ne vedem uh, săptămâna viitoare. Deci nu neapărat, tu nu te duci pentru că te duci săptămâna la oră fixă și poate nu caz neapărat pe o criză. Poate și dacă el îți spune, povestește-mi ziua de azi, că așa se întâmplă, povestește-mi ziua de azi. Păi cum să, povesti, să ajung eu la acum 20 de ani când am fost violată, când tu mă pui să povestesc ziua de azi? Eu am avut o clientă care a venit la mine cu o durea mâna, și la un moment dat în senin ne-am trezit cu violatorul și a fost tot un circ și așa mai departe și mi-a am fost un an jumate la psihiatru. De asta, ei abordează strip prin prisma patologiei, să trateze mai mult efectul da, și nu umblă da, nu foarte atât spre cauză. Cauza. Și deci cauza era atât Sau de ascunsă, că pentru că m-a spus noastră, deci așa rușine a fost că a fost violată, i-a ținut secret 20 de da? ani, nu știa nici familia, nu știa nici soțul, nu știa nimeni și la un moment dat a explodat cu această durere număr, așa a fost să fie, să vină la mine, dar vreau să vă spun Asomatizat că... A somatizat acea da, traumă. Da, da, dar, deci povestea este că cu cineva, nu știu, cu, deci există așa un fel de joc, există un fel de, în fine, fiecare are tehnicile lui, eu abordez tot felul de jocuri, de aproșuri, de... Uh, în așa fel încât să ajungem, pentru că eu îmi dau seama unde este, și trebuie să ajungem acolo să realizez Ce că o problemă. tehnici abordați, pentru că vorbim de registrul dezvoltare personală. Sunt, nu suntem sunt, din sfera psihologiei sau psihoterapiei. Sunt foarte multe Ca Să dezvoltate, se diferența. Sunt foarte multe tehnici dezvoltate pe care le-am le învățat și eu în școală și sunt. Uh, deci este NPL. Asta, da. Asta, deci neurolingvistică. Da, programarea da, neurolingvistică. Da. Eu am învățat-o în școală altfel, dar pentru că n-am făcut asta și eu am făcut în această academie pe care am făcut-o eu, tot felul de tehnici care erau um, pe piață, să zicem, atunci, integrate altfel din prin viziunea. Profesorilor, de fapt și de drept creatoarea acestei academii, care le-a văzut și le-a interpretat și eu le găsesc mai bine, pentru că am avut mai târziu o colegă care mi-a zis de o mie de ori mai bine: tu, tu faci cu ea, deci în programarea asta, de fapt și de drept, faci același lucru. Ajută. Și eu am făcut ajută la declicuri, ajută la rezolvarea problemelor, la situații, la să înțelegi ce gândește celălalt. Da? Deci e un fel de miza în sen, deci eu îmi schimb scaunele una din tehnici, te, te așez pe scaunul meu și deci subit încep să gândesc ce-ți gândi noastră. E o, e o, chestie foarte interesantă. Și, deci, schimbăm scaunele și începem să gândim despre ăla la și să-i spui ce gândești. Este interesantă, e bună, de-aia zic eu. Am făcut foarte multe lucruri și foarte multe tehnici. Asta e una. Pormă sunt era Hopanopou, care, de care v-am vorbit am auzit, data trecută. Da. FITU, deci este pur și simplu, și am făcut-o eu acum, deci pur și simplu să plimbă un pendul așa. Și te ajută să scap de fricile, mai ales de condus, de pompieri, de polițiști și așa mai de mici. Deci dacă tu ți apreciezi că fobia și frica e până în 5, ok. Dacă depășește 5, nu mai e de himnoză. sunt foarte multe chestii, jocuri, transformarea prin arte, prin pictură, prin eu știu cum să spun, deci un fel de teatru, am de exemplu un baton, asta e o chestie șamanică, este un baton pe care îl plimb întotdeauna de la toată lumea, din mână în mână și fiecare spune ce a simțit și ce a văzut și cum a văzut și ce l-a afectat, dar pur și simplu se exprimă, eu de la ședința asta am simțit ușurare, am simțit că pot să cânt, am pus simți că pot să mă exprim. Deci este în realitate, este un joc, primi un baton din mână mână, este o chestie șamanică, indienii fac chestia asta, baton de la parol. Deci, Practic, în Canada a studiat da, și șamanismul, da, iar mi se pare că, interesant deci, și poate da, să vă spun puțin. de ce, pentru că deci acolo cei care au locuit acolo au fost amero indienii Englezii și francezii au venit peste ei. Nu i-au distrus, I-au băgat în rezervații, dar i-au păstrat. De ce? Pentru că ei au o cultură a lor foarte puternică. interesantă, foarte interesantă, și indiferent cât ești de dezvoltat, la un moment dat ajungi spre ei. Pentru că e imposibil să nu te influențează, e pământul lor sunt foarte legați de pământul lor, de natura lor, de e, și faptul tot ce că tu ai venit reliev... pe pământul lor este o formă de respect să te duci să le cunoști cultura îi vezi festivalurile, să cunoști rezervațiile, să stai de vorbă cu ei, să-l să asculți pe un șaman cum îți spune el că deci cheamă păsările și vede cum să schimbă vremea și cum vorbește cu animalele pădurii și nu e nimic uh, aiurea să stai de vorbă cu un șaman. A, că poți să faci sunt liderii lor spirituali. Da, că poți să faci, o, nu toată lumea poate să facă, deci uh, această ședință shamanică, deci, eu o, chestie, o, o descriu în carte. Pentru cei care sunt neinițiați, dorează mai puțin. Ei poate să o facă și trei zile în triburile, în, în, în la de sudasiu, cum se numește, cortul de, de, de transpirație. Este o chestie foarte interesantă în care se întâlnesc cu spiritele lor, e, și ei cred. Deci, mie mi s-a părut foarte interesant. Domnule, nu poți să râzi de un șaman că să roagă la uh, uh, tatălui lui, lup. În realitate, el îi cere sfatul tatălui său mort. Și el, când este într-o problemă și o criză, cu cine să stea de vorbă? Cu un spirit, care e tatălui, în realitate. Nu e nimic de râs. Deci nu știu credința dacă... Credința lor da, anterale. deci pentru că ei cred că spiritele au plecat și sunt acolo să-i ajute. Și atunci îl cheamă, numai că spiritele să, pentru ei să uh, materializează în animale sau păsări. De-aia poartă pene, de -aia, uh, și eu am un tambur plin de pene, uh, pentru că ei consideră că sunt animale cei care au plecați mai ales uh, cum era șeful de trib. Șeful de trib era, trebuia să fie un mare animal care e luptător și așa mai departe, de aia poartă măști, de aia poartă pene, de aia... Și, și recunosc în anumite păsări da. și animale, nu în da. oricare consideră că Nu. Eu, eu, am o tehnică foarte frumoasă, uh, de se numește, îți chem animalul totem. Este în, în himnoză, și, de exemplu, ești la început de drum, într-o carieră, să spun, sau ești în căznicie, sau eu știu, în fine. Și, deci, într-o tehnică foarte frumoasă, tu îți un animal totem. Când l-am făcut în curs, fiecare ce a venit a fost... Mie mi-a venit un cățe, un câine, un câine lup, un lup de fapt. Dar aveam o, o colegă care i-a venit o veveriță, alta care i-a venit un iepuraș, alta care a și fiecare nu știa ce este. Și, deci, profesorul nostru, șamanul, ne-a zis Acum căutați animalul totem care va a venit. Păi rămâi crucit. De ceea ce ai tu nevoie în clipa aia, animalul totem le are. Sunt calități de care tu ai nevoie. Faptul că ți s-a arătat da? De exemplu, eu când el a zis, eu am foarte multe animale totem și deci le chem, le întrețin, aveți grijă de el. Eu cu geaca al meu trebuia să-l scol la plimbare. Mai uitam să-l mai scol la plimbare, dar mi-aduc aminte că odată când am făcut chestia asta, mi-a venit o girafă. Și m-a buvnit râsul. Eu, într-adevăr, trebuia să văd situațiile de deasupra. De foarte deasupra. Deci, privire de ansamblu. Dar fiecare animal are calități. Și în clipa în care îți vine un animal totem, mă, parcă te simți altfel, parcă, opa, uite, eu pot să iau de la el, așa parcă, cam povești. De pur cum și simplu, vine cam pe animal totem, Vine în himnoză. În hipnoză, da. A, vine în hipnoză și deci vine ce-ți trebuie vine ce trebuie și, și, te ajută acel, pentru șaman, momentul ăla. hipnotizează, da? Eu hipnotizez. Da, nu, da, voastră, nu, da, da dar vorbim da. de meditația aceea șamanică, da. pentru că e preluată de la ei. Da, da. Deci eu am învățat, deci în cursul ăla am învățat foarte multe lucruri pe care ei le practică. Deci practică hipnoza. Practică meditația. Meditația. De meditația, și deci pe care o fac. Într -o exact, într-o transă, da? Și atunci vizualizează. Exact, exact. Da? Dar fac Un și... Un animal, deci trebuie să vizualizeze, să-i induce ideea să vadă un animal. E Vreau și să vă spun, animal vizualizat e cel este, da, deci care are îl chem, pur și simplu îl chem, ce chem și vine și deci asta am învățat-o. Am... dumneavoastră ați practicat da. această transă hipnotică, da, da. șamanul v-a ajutat, v-a da, indus da. ideea să vizualizați da, 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 un da. animal. Da. Și a fost, cum spuneați, acea da. girafă. Întâi am avut câinele, lup, câine lup, pe care, care a fost primul și care a rămas întotdeauna. Și calitățile lângă acelui mea. animal pe care îl vizualizați, așa cum Rămân în tine. Rămân în tine de foarte multe ori, de exemplu. Și sunt cele de care aveți nevoie în, în momentul respectiv, momentul. și tu la un da. moment dat îți dai seama, nu ar trebui să fiu mai, mai să atac deci să fiu mai imediat asocia, da, de ce da. mi s-a arătat. Sau, sau îl chem de foarte multe ori. Sau îl chem, eu, de exemplu, îl chemăm și spuneam Jack, uh, hai să mergem la plimbare, hai să parcă aveam nevoie de curaj, de putere, de înțelegeți și de ce îl chemam. Dar uh, sunt e foarte interesant ce animal apare pentru că este exact. Ceea ce trebuie pentru momentul respectiv. Am văzut șamanii, de exemplu, am văzut o operație care n-a fost o operație, da? A fost un efect placebo, da? Deci aveam o colegă care avea cancer la plămâni și, deci, el a operat-o cu. Profesoara, n-a operat de fapt, de drept, a, a băgat-o în himnoză și, deci, tot felul de zdrângănel pe acolo, care erau aparate și așa mai departe. Că e da, domnule, deci vreau să vă spun că, deci, ea a fost convinsă că a fost operată. Noi toți am rămas cu gura căscată, am văzut cum lucra, cum lucra, cum scotea energiile, deci a fost ceva. De, de, a ne, ei. de necrezut. Deci ai impresia că ești la un spectacol de magie, de dar nu era glumă. Exact, dar nu era glumă. E Și ea ne-a spus luni mai târziu că nu mai are probleme și că rezultatele sunt bune. Și că atâta am zis și noi, și el, și toată lumea lasă de fumat. Ok, bo, a lucrat și la chestia asta, dar vreau să vă Deci ce am putut să văd. Deci eu de atunci am un respect profund față de ei, față de cultura lor, față de. Deci, și mai ales de cum da, poți să ajungi tu mai departe? Bine, bine. Da, deci când n-ai fo fost acolo, când nu i-ai înțeles, când n-ai trăit acolo. Poate e dificil, poate sunt povești colorate, dar eu am fost, am trăit printre ei, am avut colegi, vecini, ne-am dus în rezervații, cumpăram de la ei diverse obiecte. Eu mi-am cumpărat obiecte de la ei. Încă energetic. energetic. schimb energetic, exact, în păia să înțelegi cel mai bine. Pentru că cel mai bine înțelegi un om care vine dintr-o altă cultură, dintr-un da. alt da. model cultural, da. interacționând da. cu el. Deci, un, un secret pe care vi-l spun și noastră, când primești un obiect, poate să fie bijuterie, poate să fie, mai ales dacă vine de la bunica, mătușa, vecina. E încărcat energetic. Cu energia lor. Ăla trebuie reîncărcat cu ce energie vrei tu lumină, iubire deci, și cum procedăm pentru a deci trebuie pozitiv? toate trebuie toate un curățate cu apă rece și cu sare da. și puse în, în, în soare sau în energia lunii depinde ce ți este benefic să o încarci pozitiv. Toate trebuie curățate. Deci apă cu sare apă și cu sare. da, de exemplu da, primite da, da, da. sau cristale. Da, că da, tot, tot trebuie curățat. Și dacă le cumpărați de la magazin, toate da. cristalele mele, toate sunt spălate. Și îmi plac. Da. Eu, de exemplu, sub patul de masaj am un cristal așa mare, roz. Ăla se încarcă cu energie negativă, e clar, e de desubt, da? da. Eu pe ăla trebuie să-l spăl. Deci este... E pus acolo să atragă, deci e clar că din când în când trebuie să-l spăl. Și cu apă și sare. Apă cu sare, da. Atât. Nu cu săpun sau nu, 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 sau... ori numai cu sare, Am. dacă e mare, de exemplu, poți să-l lași în sare mare și arunci sarea, ca și, de exemplu, cum spun la toată lumea, pui la colțurile casei, pui sare. Asta atrage energia negativă. nu e vorba de vrăjitorie, nu e vorba este de un nimic. Sfat, da, pe care îl dă foarte multă lume. Deci pui... în zona da, și atunci le scoți alea din când în când și le arunci. Da? E adevărat că la început de an, asta voiam să spun Luna viitoare, o să vă spun ce trebuie să faceți. Pentru început de an, sunt mai multe chestii, dar pe care trebuie să le. și astea le-am învățat de la ei, de la șaman, de la cei care practică chestia asta și care cred și. Până la urmă, să știți că de, sunt chestii verificate. Deci, nu eu nu fac e exact ca acofetarii. Nu pun pe net o chestie pe care n-am practicat-o. Același lucru și cu asta. Eu le-am practicat și am văzut beneficiile lor și schimbările care poate să le aducă și atunci și eu le practic. Dacă cineva are o, o, o energie, o entitate, un blestem, o vraje, o chestie, românii sunt, nu românii. Conlocuitorii noștri, da? Sunt ași în blesteme. Dar să te ferească Dumnezeu de o vudu. Mă! Ma. Ma. Deci ăia de trei ori mai tare. Ați luat tari. contact și cu da. civilizația da. Deci am avut o clientă, africană, o, o clientă acolo, africană din Haiti oh, da. care fusese, deci îi trimesese fostul bărbat de 20 de ani un vudu. Deci a fost cumplit să-l scot. L-am scos. Mând, sunt mândră că am reușit, dar uh, uh, vreau să vă spun, la avea de 20 de ani. E foarte urât, e foarte greu, e foarte. dar blestemele lor sunt de o mie de ori mai puternice decât ale celor de aici. Dar sunt. Și cine nu crede în blestem e naiv. Da. Deci sunt și le este fac toterea puterea cuvântului și și energia negativă. Exact, spus în anumite cercuri. Și atunci a deci pur și simplu cum fata asta de la Băi, deci o avea, o avea o săgeată în în spate. Da? Eu de la ei am învățat, de la șamani, am văzut-o, i-am scos-o și i-am zis... Ați vizualizat, exact, practic. Exact, da, și în și energie i-am scos asta și mi-a zis, da, da, ce mă durea... un blestem sau ceva. Da? energie deci, negativă. Da, deci era o invidie, o, o gelozie ah. și deci i-l-am scos și a zis, vai, da, ce mă durea, doamnă, spatele până în cap, știu? Știu. A, deci, acea deci durere De asta vreau să vă avea spun. Cauză strict energetică. Exact, nu... exact. Deci, nu poți să spui că nu sunt, Noi că nu există. Când patologie. sunt, când le vezi, când le, unii le văd, eu le văd, dar alții le simt. Mă... Cum reușiți să vedeți? Spuneți că ați vizualizat această eu, problemă. Nu, n-aș putea să vă gen. spun. Eu am cerut să primesc toate chestiile astea și. Uh, văd nu aș putea să vă spun cum, ca și răspunsurile. De exemplu, dacă mă duc, să pot să fac în, într-o sală de oameni, pot să mă opresc la cineva să-i spun ce probleme are. Nu știu cum îmi vin, dar îmi vin și știu ce este. Sau dacă unul din cei le care... simțiți aceste probleme, le vizualizați, da. că le vedeți văd și aura, deci am informația. Aura. Am informația. Corpul da, și a, sau da, pot să -i văd, da, pot să-i văd. Deci nu cu ochii deschiși, cu ochii închiși, văd dacă e perforată, dacă e ciuruită, dacă formă de sandwich unde este are un săgeți... Este un dar, este un dar pe care l-ați da, primit. Da. Când l-ați primit sau când ați fost au, venit, uh, au venit părând, deși au venit într-un timp foarte scurt. Uh, după ce ați început să da, după, studiați? După ce am început să studiez și am fost la Academie, cred că acolo au venit toate declicurile, au fost doi ani grei uh, și, sinceră să fiu, am crezut că... Nu că nu pot. Am plecat cu dorința de a putea, dar m-am gândit că sunt singura emigrantă din 68 de cursanți și la început m-am gândit că mă marginalizează ce vorbește lumea. Uh -huh. Da, și, de ridicol. Exact, și am zis accentul meu și chiar mi-aduc aminte în primul curs, erau formate. Ciorchinele, ciorchinele. Deci un și da, și eu stăteam de o parte și chiar dacă am vorbit cu câțiva să uitau și deci povestea asta cu accentul. Vai, ai, da, ce accent drăguț ai de unde aia. vii? Și te simți discriminată, da exact. Și atunci m-am gândit, eu trebuie să reușesc. Doamne, ajută-mă. Cred că asta a fost dorința, asta a fost cerința. Nu vreau să mă laud, o să veniți la mine categoric, o să vedeți cea mai distractivă poveste de aia, zic, de câte calități paranormale am. Aveam un curs de intenție și cu intenția, puterea minții, vorba lui magicianul Robert Tudor, poți să faci lucruri. Și deci aveam de făcut de îndoit o linguriță. Și soțul meu m-a ridiculizat toată săptămâna. De bea aștept să vă joc tu lingurița aia care nu ești în stare să desfaci un borcan și tal, așa a ținut toată săptămâna. Și -am zis, Doamne, ajută-mă și pe mine. Deci, fi la fi să fie de linguriță, trebuie să fac ceva la lingurița aia. Ei, printr-un tambur șamanic, deci profesorul nostru, eu cu tamburul intru în transă foarte ușor. Și deci cu un tambur de la ne plimbam în cerc și eram 68 de oameni care ne plimbam în cerc și care trebuia să îndoim această linguriță. Deci când s-a terminat ședința, eu aveam aici agățate de astea 8 8 utile, 8 furculiță, cuțit, linguri, lingurițe și de toate. Și de ce? Pentru că la un moment dat a venit la mine un profesor tânăr, care eram obișnuită cu el și mi-a zis vreau să întor, să îndoi cuțitul așa. Deci m-a deprogramat. Eu, deci, eu toate le făceam așa. El, prin răsucire, m-a deprogramat, și atunci am deschis ochii și când m-am uitat, le aveam aici. Am fost singura din clasă care am îndoit opt instrumente, de utile de astea de bucătărie și le am într-un pahar acasă. puterea acas. minții, prin concentrare. exact, Exact. Dar a spus că va a folosit acel uh, tambur Șaman, deci, șam, deci, da, pentru mine, tamburul șamanic, eu pot să intru un în transă a fost acel oricum. receptor de energie. Atunci nu puteam. Îmi trebuia ceva, un stimulent. Acum că pot toate să... Au această explicație da. energetică. Da. Se lucrează cu energie, chiar dacă exact. nu le vedem. Și le mie percepe. îmi trebuia ceva să mă ajute să ajung acolo și am ajuns cu tamburul. Mai târziu am învățat cu un cobor scările în autohimnoză. Mai târziu am învățat cu scrisul, cu scrisul Uh, cum se numește, deci, Transa. da, e, e, un scris, da, deci primez mesajele și scrie în transă sau desenez uh, și deci am învățat toate tehnicile ușor, ușor și acum nici măcar doar închid ochii și am ajuns unde vreau să ajung. Deci intru, intru foarte ușor, dar e foarte multă practică și deci eu am cerut continuu pentru că aveam nevoie de utile, de puteri, de... Nu Cumva știu cum să. Prin puterea minții sau a gândului, da? A Și gândului, gândului, da. Gândul da. este o energie. Deci este mi s-a deschis foarte tare ochiul uh, intuiției. Uh, deci. Uh, al treilea ochi. Al treilea ochi, da, mi s-a desfăcut foarte mult și deci intuiția este foarte, foarte dezvoltată, dar primesc mesaje, deci pot să primesc și de la vii și de la mor, primesc mesaje. Și atunci, de aia zic, spun ce gândesc, dacă vrea persoana sau o simt care are nevoie, pentru că nu mă duc pe stradă să-i spun, vezi că tu dacă treci strada, te calcă mașina, nu fac chestii de-astea, dar când simt că persoana aia are nevoie de un sfat, pot să-i spun ceva care să o ajute să, să iau o decizie. Puteți recepționa și gândurile celor da, din jur. Da. Știu că există mai ales gândurile, persoane. Mai ales gândurile. Mi-e foarte de greu... Deci este posibil. Mie nu venea să cred, dar ba da, da cineva da, da. mi-a confirmat da, da. Mi-e foarte greu să mă duc în... în societăți, dar în fine, eu știu tot felul de Întâlniri de grupuri, de prieteni, de tot ce vrei, dacă nu sunt prieteni apropiați, pentru că din nenorocire gândesc, știu ce gândesc și mă simt prost. Pentru că îmi dau seama că sunt și că joacă teatru, că au măști, că au. și mi-e e greu, mi-e e greu. Deci îmi dau seama că totul e o prefăcătorie, că nu e rost rostul Și meu, având nu aceste daruri, da. mai sunteți fericită. Sunt foarte fericită. Cu mine un, însumi. Știu că există un preț pentru toate. Există uh, și un preț al cunoașterii. Și în asta ați avut acces la o cunoaștere mai înaltă. Uh, deci, da, pentru, nu pot să spun că deci, am toate. Am aflat care mi-e karma, și a fost o karma grea. Uh, cred că am închis-o mai mult sau mai puțin. Deci, eu sunt bine cu mine însumi. Asta nu înseamnă că viața mea este roz. Înțelegeți? Dar vă puteți eu echilibra sunt, eu sunt bine... cu resursele da, interioare da. Și știu de ce am venit pe acest pământ Care e misiunea mea, ce trebuie să fac Deci misiunea mea este să ajut oamenii Și dacă misiunea mea este să ajut oamenii Deci altfel nu primeați aceste daruri da, Deci eu trebuie să ajut oamenii Și de aia și fac Mi-a zis cineva Tu dai consultații gratis? Da Dacă simt că omul are nevoie sunt foși clienți care mă sună din Europa sau din America și îmi spune acum am au nevoie de tine, de un sfat, de ceva. Deci eu nu-i spun tu trimite mi bani banii înainte și por mă te rezolv. Nu fac niciodată chestii de asta. E un fel de zeciuială pe care o fac și pe care o ofer, dar emisiunea misiunea mea. Înțelegeți? Am înțeles că asta e drumul meu, misiunea mea, îmi place ce fac, îmi place să ajut oamenii, dar a fost un preț de plătit și l-am plătit. Da, pentru că altfel deci, are și revers. Da, dar știu care dar. este. În clipa în care cunoști toate chestiile astea, accept sau nu prețul, dar l-am acceptat. L-am acceptat și de-aia zic, aș putea să ajut, foarte mult Satisfen pe cineva foarte care mare, vrea. Da, atunci când da, îi ajutați pe cei care da, realmente vă cer. Ca sprijinul. să vezi oameni fericiți este un lucru extraordinar. Vă încărcați. Da. Cu fericirea Și altora. să vezi că deci poți să-l ajuți să iasă dintr-o situație, să iasă din ceață, să iasă din probleme, să, să vină să-ți scrie sau de Crăciun să spună sau an mai târziu să zică datorităție sunt aici. Asta e bucuria mea. În încheierea ediției Clubului da. de Lumină din luna noiembrie, ce le puteți spune celor interesați uh, de temă despre coaching, despre coach? Deci aș vrea să încurajez pe toată lumea să aibă curajul să-și ia viața în mână și să decidă să facă schimbare. Nu este ușor, dar este benefic și este extraordinar de bine să, să faci ce îți place, să fii în pace cu tine însuți, să, să nu-ți mai pese de ce zice lumea. Să se elibereze de <laughs> prejudecațiile lor să, și ale exact, altora. Exact, da. Este, schimbarea este atât de mare încât merită merită. Doamna Corina Caltan, încă o dată vă mulțumesc cu pentru plăcere. prezența la Centrul Cultural cu, cu acest proiect minunat Clubul de lumină. Vom continua și în luna decembrie și mă bucur că ați revenit în România. Să, să ne ajutați <laughs> Nimic și pe nu noi. E întâmplător. De aici. Nimic nu este întâmplător. Deci poate era misiunea Poate și cu dumneavoastră, da, da reușim să mai schimbăm pe aici, da. pe acolo, mentalitățile acestea păguboase care ne țin prinși în anumite probleme de care putem scăpa sau de care da, ne putem da, da. elibera. Da, este foarte trist, dar poate nimic nu e întâmplător, chiar și venirea mea aici. Pentru că, dacă mă întrebați, acum 5 ani, sigur nu veneam. Deci era. Dar ceva s-a întâmplat, așa a fost să fie, ăsta e drumul meu. Am venit mă bucur și... încă o dată că v-am da. cunoscut, ne-am cunoscut relativ recent și iată Clubul de Lumină se mă desfășoară frumos. Continuă continuă și în luna decembrie vom anunța noi ziua, Mulțumim. data, Mulțumesc ora. Mulțumesc că m-ați primit și oricând cu plăcere. Mulțumim încă o La dată.